Exact acum 30 de ani, în ziua de Arminden, 1985, au fost puse în circulație primele troleibuze din Iași pe traseul Păcurari-Piața Independenței. Într-un oraș dominat afectiv de istoria respectabilă a tramvaielor electrice, troleibuzele au devenit cu timpul o prezență cotidiană comună. Chiar dacă nu au rezistat la Iași, în fața așa ziselor presiuni economice și au dispărut în condiții de nimeni argumentate până la capăt, povestea lor este amintită cu cifre și fapte de cei care s-au gândit să valorifice o vastă colecție de fotografii din acea perioadă sau ce a mai rămas din istoria troleibuzului la Iași. Sunt chiar 160 și ceva de fotografii, le-am primit cu acordul unor pasionați din străinătate, din Austria, Olanda, Germania. Fotografiile sunt inedite, realizate în orașul Iași în anii 80 și anii 90. Se observă diferite zone ale orașului, atât cele centrale pe care le cunoaștem cu toții ca fiind luminoase și dragi sufletului nostru, dar și zonele mai mohorâte de la marginea orașului, troleibuzul având o rețea vastă care s-a întins în toți acești ani. Pentru ieșeni, istoria în fotografii a troleibuzelor, dincolo de valoarea de document, provoacă o firească reconectare cu o epocă îndeajuns de apropiată și totuși deja îndepărtată. Probabil că o să fie nevoie să le reintroducă. E un dezavantaj pentru transportul electric, mai ales în țară, că ecologia are o importanță pe planeta noastră și mai multă poluare, privind că s-au dus autobuzele cele noi, orașul a devenit mult mai poluat. Veți putea vedea menționată prima idee, prima intenție de introducere a acestui mijloc de transport, care datează tocmai din 1947. Veți putea citi apoi modul în care au fost introduse în cele din urmă troleibuzele în Iași, în contextul crizei combustibililor din anii 80. Și veți vedea apoi dinamica introducerii traseelor, modificărilor și, desigur, și a parcului de vehicule. Expoziția intitulată 30 de ani de la introducerea troleibuzului la Iași poate fi văzută la gard în parcul expoziției din Copou până pe 18 mai.